Pentru al patrulea an consecutiv, Ivan Pațaichin va fi prezent la Giurgiu pentru a coordona competiția de văzlit în canot și 10+1. Evenimentul este realizat în colaborare cu Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 și face parte din cadrul campaniei Descoperă România. Concursul de canot se va desfășura ca și în anii precedenți pe canalul Sfântul Gheorghe în zona podului Bizet, duminică 26 iunie, începând cu ora 11. Pentru că de fiecare dată competiția de la Giurgiu a avut mare succes și a dus la start numărul maxim de câte echipe, respectiv 30. Organizatorii anunță că giurgiuvenii interesați să intre în competiție se pot înscrie online la adresa officearoundromania.ro sau direct în ziua competiției între orele 9 și 10.30. Deși se anunță o zi incendiară și la figurat, dar mai ales la propriu, pentru încălzire, concurenții se vor antrena o jumătate de oră chiar cu Ivan Pațaichin. Competiția va începe oficial la ora 11, în serii de câte 3 bărci, urmând ca la ora 14 să aibă loc festivitatea de premiere. Câștigătorii competiției de văzlit în canot și 10+1, organizată în cadrul campaniei Descoperă România, vor participa la finala națională, care se va desfășura în cadrul festivalului România pe 28 august la Tulcea. Descoperă România, România naturală văzută din barcă, este o competiție națională de promovare a patrimoniului național și urmărește descoperirea României naturale prin promovarea mișcării în aer liber. Obiectivul acestei campanii este să reapropie oamenii de natură și să-i reconecteze la aceasta, având ca instrument canotca și ca activitate văzlitul.